Protest uriaș, metroul nu circulă în capitală, sunt 600 de sindicaliști care au coborât pe șinele trenurilor din tuneluri și au blocat, începând de la ora 6 dimineața, traficul metroului. Foarte important, aceștia cer demisia conducerii Metrorex și amenință că nu vor mai ieși din subteran. Da, ni se alătură prin telefon în aceste momente colega noastră Roxana Ciucă. Roxana, bună dimineața! Da, bună dimineața, bine v-am regăsit. În momentul de față, spun sursele mele, sunt 600 de persoane, iată, care stau pe șinele de cale ferată la metrou. Acum, ca să fie clar pentru toată lumea, nu se circulă deloc la metrou, pentru că, iată, vorbim de ambele magistrate care sunt blocate și, practic, care fac legătura cu restul liniilor. Așadar, metroul este paralizat în momentul de față. Sunt foarte multe neînțelegeri între actuala conducere de la Metrorex, iată, și sindicaliștii de acolo pe acele spații comerciale din interiorul metroului. Înțeleg pe surse că aseară la Ministerul Transporturilor a avut loc o întâlnire la care au participat mai mulți directori, mai mulți secretari, dar iată, Ministrul Transporturilor nu a dat până în momentul de față niciun semn, nicio reacție și înțelegem că nu a participat aseară la acea întâlnire. Tot la acea întâlnire se pare că a fost invitat și mai mulți directori din cazul Metrorex, dar nu s-ar fi prezentat. Așadar, mare atenție și celor care, iată, în fiecare dimineață merg la serviciu cu metroul, nu se circulă așadar. Cel mai agreat ar fi, iată, fie mijlocul de transport în comun și aici mă refer la tramvaie, ori dacă nu, mașinile personale sau taximetriștii care, iată, cu siguranță astăzi vor face bani frumoși. Acum vă întrebați cât va dura această grevă, pentru că este o grevă spontană. Ar putea să se oprească peste o oră sau ar putea, iată, să continue astăzi toată ziua și mâine. Un pic trecă revistă desfășurarea evenimentelor, doamnelor, domnilor. Așadar, aseară, la ora 23:30, sindicaliștii s-au întâlnit cu cu parte din conducerea Metrorex-ului, n-au ajuns la niciun fel de înțelegere, iar începând cu ora 3:30 s-au pus pe șine, s-au oprit, evident, curentul electric, s-au pus pe șine și stau de la ora 3:30 de azi noapte, iată, sindicaliștii sunt pe șinele de cale ferată și refuză să plece de acolo, spun că așteaptă să vină ministrul la ei ca să se rezolve problemele. Tocmai pe acest lucru, iată, pun preț și în speță pentru că știu că metroul este cel mai circulat, cel mai agreat mijloc de transport în comun. Vom urmări desfășurarea evenimentelor și vom reveni cu alte detalii. Și foarte important, ca o completare la ceea ce spunea colega noastră Roxana Ciucă, înțelegem că Ministrul Transporturilor nu a avut deocamdată niciun fel de reacție cu privire la această grevă, nu a luat legătura cu nimeni, iată e ora 7:02. Asta, deși vă spuneam că și azi noapte la minister ar fi avut loc niște discuții, din păcate eșuate, între sindicaliști și câțiva directori de acolo de la minister. Și rând pe rând descoperim că gurile de metrou sunt închise în aceste momente, așa cum probabil descoperă și cei care încearcă să ajungă la job cu metroul. La Piața Victoriei în aceste momente se află colegul nostru Andrei Grigore și ni se alătură în direct. Andrei, bună dimineața! Cum este acolo? Cum reacționează lumea? Dacă este confuzie? E tensiune? Bună dimineața! Bun găsit, doamnelor și domnilor! Da, la fel și aici putem spune că este tot unul dintre punctele fierbinte ale Bucureștiului. Este chiar ora la care oamenii încep ușor-ușor să-și facă apariția la gurile de metrou, mergând liniștiți la serviciu, însă ce să vezi, aici se lovesc de acele mesaje de pe porțile de la gurile de metrou și anume ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Are loc un protest spontan. Practic vorbim în mod clar despre paralizarea efectivă a Bucureștiului în această dimineață, fără doar și poate și, așa cum se auzea și puțin mai devreme, nu știm încă sigur câtă vreme va dura acest proces, dacă este vorba de ore sau, iată, de mai mult de atât, poate chiar o zi întreagă. Ca să intrăm puțin și în profunzimea acestor conflicte din interiorul Metrorex și să înțelegem cum s-a ajuns aici, pe lângă spațiile respective de la metro, spațiile comerciale pe care putem spune că este război acum, pentru că Ministrul Transporturilor, dar și conducerea Metrorex, în urma unui control, au decis că toate acele spații sau mare parte dintre ele nu au aviz de securitate la incendiu, au cerut eliberarea lor până la începutul lunii aprilie, ele aflându-se momentan și de multă vreme încoace în administrarea
sindicatului Metorex, nu a Metorex efectiv. Astfel, Metorex efectiv, cele de la sindicatul Metorex, eliberarea acelor spații, spații care știm produc bani foarte, foarte frumoși și din respectivele chirii. Acesta ar fi primul conflict. Un al doilea conflict pornit tot între Ministerul Transporturilor pe de-o parte și sindicatul Metorex pe de altă parte, este acela al salariilor. Mai exact, au fost măririle 18% anul trecut pentru angajații Metrorex, măriri în an de pandemie cu ajutorul, spuneam, sindicatului Metrorex, însă de cealaltă parte conducerea Metrorex și Ministerul Transporturilor spun acum că aceste măriri au fost făcute ilegale, mai ales în an de pandemie și că ori se dau afară dintre angajați pentru a se păstra acele salarii mărite, ori ele vor fi micșorate. Este al doilea conflict și iată, aceste două puncte, chiriile și salariile mărite anul trecut, sunt cartofii fierbinți care acum au dus la paralizarea metroului bucureștean. Da, este un aspect pe care este catalogat și ilegal de corpul de control, pentru că ai amintit de asta al Ministrului Transporturilor, care a făcut verificări la Metrorex, Andrei. Aș vrea să mă întorc însă la situația din teren, pentru că e foarte important ce se întâmplă acolo. Știm ce înseamnă circulația cu metroul în București și câți oameni depind de serviciile acestea pentru a ajunge dimineața la serviciu. Înțelegem așa și vreau să te întreb dacă ai și tu informații în acest sens, că în acest moment conducerea Metrorex încearcă să discute cu Societatea de Transport București astfel încât să fie puse la dispoziție mai multe autobuze, tramvaie și troleibuze pentru bucureșteni. Se știe ceva despre lucrul acesta? Nu, concret nu am primit încă o astfel de informație, însă este în mod categoric clar faptul că se încearcă toate variantele posibile în timp extrem de scurt, având în vedere faptul că la această oră, la care spuneam, se aglomerează metroul, totul este paralizat. Desigur că se ia legătura cu STB pentru a se pune la dispoziție transport alternativ, însă nu am momentan informații despre o rezolvare clară a situației. Aștept însă, pentru că în mod cert oamenii trebuie să ajungă astăzi la serviciu. Da, Andrei, mulțumim, vom reveni cu siguranță la tine în această dimineață și rând pe rând, iată, vedem și noi ce descoperă bucureștenii ajungând la gurile de metrou. Sunt mesajele pe care le-au afișat cei care protestează pe calea de rulare de la Unirii la această oră. Ne cerem scuze pentru disconfortul creat. Mesaje postate la Piața Sudului, la Piața Crângaș, la Dristor, aceeași situație am văzut în Stația Unirii, cel mai probabil și la Piața Victorii, aceleași afișe care îi anunță pe cei care vor să intre la metrou că nu se poate face lucrul acesta în această dimineață. Și suntem curioși ce mesaj a găsit colega noastră Ramona Drăghici, care ni se alătură în direct prin telefon în aceste momente și la ce stație eventual. Ramona, bună dimineața! Bună dimineața, Florin, sau mă rog, bună dimineața. La mine, la stația de metrou Preciziei, nu găsesc acest mesaj cu scuze. Este un simplu cartonel pe care scrie protest spontan. Și un domn de la pază care nu are nicio reacție. Oamenii sunt foarte, foarte nervoși. Eu am ieșit pe la ora 6, am ajuns aici la metrou la Preciziei. Foarte multă lume care merge, circulă exclusiv cu metrou în această zonă. Chiar auzeam oameni care pur și simplu nu știau ce alternative pot avea să ajungă la serviciu, mai ales că este o singură linie de tramvai în această zonă. Tocmai de asta întrebam pe colegii noștri, Ramona, dacă se vor suplimenta celelalte mijloace de transport în comun, astfel încât oamenii să reușească să ajungă la joburi în diverse părți ale orașului. Acolo, în stația Preciziei, înțelegem că au fost și ceva altercații între cei care voiau să ajungă la metrou, între călători și paznici. Și paznici, da. Ce s-a întâmplat exact? Oamenii, cum am spus, disperați să ajungă la serviciu. Foarte mulți dintre ei am constatat că nici măcar nu știau de acest protest spontan. Unii știau că au auzit la televizor aseară târziu, foarte mulți nu știau. Și vă dați seama, vestea a venit așa ca un trăsnet asupra lor. S-au enervat, s-au supărat și pentru că n-aveau pe cine să-și verse nervii pe moment,
s-au îmbrâncit cu domnul de la pază. Da, din păcate domnul de la pază așa... singur fiind, adică doar un om de la pază care trebuia să lămurească pe fiecare, să-i lămurească pe călător, pe fiecare Ramona, parte. Zona precizie este o zonă destul de aglomerată în mod obișnuit, chiar și cu metroul. Știm că este o zonă de intrare industrială. Exact, da. Dar este o zonă de acces dinspre Pitești, dinspre autostrada 1 și cu siguranță exact. Se poate observa cum este traficul la această oră. Ce observi tu sau ce ai observat până acum? Deja am observat că s-au făcut deja cozi la tramvai, cum spuneam, este o singură linie de tramvai și oamenii în continuare stau, pentru că poate cei mai mulți nu au bani de taxi, poate, nu știu. Lumea poate așteaptă ca situația să fie remediată la metrou și asta știm că se întâmplă de obicei. Ramona, îți mulțumim foarte mult pentru informațiile pe care ni le-ai dat în această dimineață. Așteptăm, doamnelor și domnilor, așadar, o reacție oficială și din partea sindicaliștilor de la Metrorex și din nou și din partea ministrurilor transporturilor, care, vă spuneam, nu a luat legătura cu nimeni din datele noastre până la această oră. Colegii noștri au încercat să ia legătura cu domnul Cătălin Drulă, niciun fel de răspuns însă până în acest